Bine, Alex, ține tu, te rog, lumina. Așa. Ok, deci, nu, o să spun, eu să-i spun povestea groasă. Ok, rock, paper, să știu ce-i spun povestea groasă. Stai, by the way, stai, chiar îmi place buzele tale. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Ok, a fost o dată ca niciodată. Stai, n-am făcut 3 din 3. Nu, gata, du una, ajunge. A fost o dată? Ca niciodată? Ai scripit și pe toată fața. Care? Ai scripit și pe toată fața. Nu! Care? Ai scripit și pe toată fața. Care? Haideți să vă spun eu povestea. Care avea, nu ascultă, care avea o mamă care o punea tot timpul să facă teme! Teme la școală? Doamne, ce mamă rea! Nu teme la școală, teme acasă! Nu se poate așa ceva. Era așa de frică de propria ei mamă, încât a fugit de acasă, s-a scuns sub un... Pod. Era asta de groază. Temele, iar... Temele-s de groază? Iar când a ajuns acolo, s-a întâlnit cu un... Cu un lup? Cu un urs? Cu un urs, exact asta vreau să zic. Cu un urs. Urs, cu un urs mare. Care părea foarte fricoșător, dar de fapt era foarte prietenos. Aha. Și s-au împrietenit, iar ursul i-a zis că el să scuze de acolo pentru că mama lui, pentru că soția lui îl pune să curețe prin casă și să dea cu aspiratorul. Și ursul să dea cu aspiratorul prin casă? Să curețe vasele. Asta mi se spune mie, ursule. De asta mi se spune mie, ursule. Și au devenit ei prieteni. Și tot era bine până când soția ursului și mama care e mama fetei i-au găsit. Și au pus pe amândoi să facă teme și să spele și să curețe casa până la adult bătrânez. Am eu una foarte cu am eu. Nu, tata, noi vrem. Cot în casă nu cred că facem foarte des, doar atunci când își mai amintește tata sau cei mici că avem un cort, pentru că în general facem cortuni aici, îndănim puțin și după aceea uităm de el complet, îl punem undeva și după aia peste câteva luni sau chiar uneori peste un an, ne amintim iar că avem un cort și zicem, de ce să nu facem cort? Și uităm că ultima dată ne-am certat și că a fost un eșec și facem din nou altă ceartă și este iar de obicei un eșec. Pe păstită și... Stai! Nu trebuie să facem una, să facem una. Ok, o să vă zic. Stai, dacă eu sunt mai mică. Corect. Ce mai mic? Nu contează, am să tu pe ani de rândul meu, haide. Spune tu, lasă-o pe aia, tu și pămâi eu. Zoe, o dată ca niciodată. Exista? Asta era în prerie noaptea. Exista? Mi s-a întâmplat mie. O pădure întunecată, doar a monștrilor. Acolo trăiau... Zoe, nu încă. Acolo trăiau tot felul de monștri. Unii mai fricoșători, unii mai buni, alții mai răi. Iar într-o zi... Dar de ce erau răi? Au decis că pentru că oamenii îi enervau foarte rău și pentru că tot îi atacau, că trebuiau să răspundă înapoi, că trebuia să facă ceva. Așa că au decis să atace lumea oamenilor. A fost o bătălie incredibil de violent. A fost o bătălie foarte violentă. Foarte mulți monștri au fost răniți și foarte mulți oameni au fost răniți. În final, în final, nu a existat nicio dreptate. Nici pentru monștri, nici pentru oameni. Iar lumile lor au rămas separate, cum sunt și în ziua de astăzi. Așa că vreodată, dacă monștri se mai supără pe noi, ne vor ataca din nou! Se frică de monștri, se mânce monștri. Nu există monștri. Există? Da, există sub patul. Tata tot timpul ne zice povești. De când eram mică până când am crescut mare, tot timpul povești în mașină, când suntem plictisiți, la muzeu, în parc, tot timpul are ceva de spus. Nu contează dacă ne-a spus o poveste de 1000 de ori, el poate să o zică în mult mai multe feluri și să chiar să o schimbe, schimbe pe moment când suntem într-o locație diferită. Alex, zici tu o poveste groază. Da, niciodată. Alex. Nu, eu zic. Nu, mama. Bine, mama, ascundeți-vă. Gabi. Închideți cu ori, Ștefan, unde sunteți? Ștefan, nu, Zoe. Eu am curățat că și unde unde... A, eu nu pot să cred că ați făcut iar. Da! Ce e aici astăzi? Astăzi facem
și un mama, poți să ne aduci, te rog frumos, niște pături, ni mai multă mâncare, ne trebuie mai multă lumină. Ce faci? Încă două lanterne, te rog, și niște cărți cu povești. Serios? Da. Mama, ce faci cu plasticul ăsta aici? Ce faci cu plasticul aici? Zoe aia l-a adus ca o pătură. Serios? Nu i-a adus nicio pătură. Păi bună, aici măcar nu știam unde sunteți. V-am hei, Zoe, ce faci? Mănâncă fără păi, mama, tu ai ieșit din corp. Atunci nu te mai întorci în corp. Nu ieși ca mama, nu te mai mama, nu e de parcă nu ne-am ascuns de tine pentru că vreau să, nu vreau să facem teme. A, da, vrea să teme și nu vrea să le faceți, nu? De multe ori când trebuie să-și facă temele, copiii găsesc tot felul de locuri unde să se joace, practic, și să scape în ghinimele de temele pe care le au. De data aceasta au ales să se ascundă în cort. Experiența de a se juca în cort la noi se întâmplă foarte des pentru că îi se pare ceva senzațional să-și aducă tot felul de jocuri, cărți și ce, cu ce se mai pot distra și să stea acolo pentru câteva ore bune, astfel că sunt momente în care mă liniștesc și eu pentru că ei stau acolo și după ce le duc câte ceva de, ca și gustări pot să mă relaxez în, pentru că ei își găsesc pentru câteva ore bune distracția în cort. Uite, putem să punem salteaua pe post de masă, vreți? Nu avem voie să ieșim din cort, este o regulă. Da? A, și ce teme aveați? La română, cu siguranță. Nu, română e limba mea preferată. Și tu ce faci acolo? La științe. A, da, trebuie să curăț eu căpșunile și tu să te faci că te joci cu copiii, nu? Nu, eu am avut grijă de ei până acum, să știi. Da? Bine, să mă aduc o pătură. Da, ne trebuie niște pături și niște cărți, mama, sau ceva. Nu cărți de română. Niște perne, mama! Haideți să vă spun o poveste adevărată. Eram în, în mijlocul câmpului, într-o prerie. Mă duc să aduc. Uite, și, am găsit-o. Nu ne place povestea asta. Și aici dormiți la noapte? Eram singur. V-am adus. Mă duc să aduc și perne. Și au venit niște șacali. Ce sunt șacali? Tata, ieși sau stai aici, pentru că noi să punem pătura. E rândul meu! Nu cu dasea. Vrem să facem un challenge. Cine poate să stea cel mai poate să stea cel mai mult în cort? Păi știi cum se zice, a pierdut. Ba, da. Ce tare. Lăsați să se vezi în cort. Zoe, pune pe masă. 2. Le pune pe masă. Cum? Și a început. A început pe cine ce în cort? Tu trebuie să ești tata. Alexander, care e culoarea ta preferată? Mov. Și ce are mama aici? Niște castroane, mă. Și niște mingi. Știi ce mingi sunt? Stai, mingea. Nu, mama, stai să iasă. Stai să iasă. Alex, o să pierzi dacă ești din cor. Îți spun căpșuni. Și Alexander a... Ok. Pierdut. Următorul care e pierdut. Mama! Da. Următorul care e pierdut. Zoe, lasă pe tine. Ce s-a întâmplat? Păi ieși dacă vrei. Să picați. Cine ghicește ce mingiuțe sunt acestea? Cine mama, ghicește? Nu mai este loc în cor. Și cine trebuie să iasă? Tati. Hai, Ștefan, ieși afară. Gata. Te-ai ascuns de tot ca să nu mai da, faci. Daram. Cine s-a urcat în cărca mea? Ștefan, ar fi trebuit să mă ajute să curățăm căpșunile. Nu prea îmi place să curăț căpșuni și de multe ori le curăță el și le curăță mai repede și mai bine. Și de data aceasta a lăsat pe seama mea să le curăț căpșunile, astfel că tema lui era să curețe căpșunile și s-a ascuns în cort ca să nu facă această activitate din bucătărie. Am ajuns în povești, haideți! Perne, Zoe, eu îți dau perne, tu le pui în spate. Bine! Pune carte aici, te rugăm. Mă duc să aduc și știi ce aduc? Mai departe. Pentru Alexander o carte. Alex, citește-le tu! Alex, citești tu? Nu mă enervează. Hei, Alex, ce ai pus? Au, cate. Bine, eu vreau să vă cunosc. Frate, bă, nu. Nu, îți spunem povești. Sofie, vreau să spun eu o poveste. Alex, au, dar să spun că trageți cu Alex. Alex, stai pe partea cortului și-l tragi, te rog. Cine e acolo? Alex, stop! Alex, tu-i cu capul mai aici. Stop! Step. Cred că nu vă certați. Dacă vă certați, anulăm cortul. Îmi doresc foarte mult copiii să facă, să cunoască, să aibă o relație cu natura cât mai profundă. Motiv pentru care acum am inițiat și ne derulăm niște evenimente de astea legate de natură, în care mergem cu cortul la munte, în care ne punem un cort la mare pe nisip, povești din astea care să facă copilul să se simte cu totul altfel decât să stea legat de biroul de la
de acasă. V-am adus și compania moștrilor, că la cort e potrivit să vă vină niște fantome și monștri. Ștefan, nu-mi țipa pe Ani. Ștefan, nici afară. Mergem la fotbal. A țipat-o pe Ani, mama. Ștefan, nu-mi hai să ne certăm. Hai să citim Ștefanu, fiecare câte o cine carte. Cine citește compania monștrilor, Ștefan? Am destule cărți pentru fiecare. Vrei tu compania monștrilor? Ar trebui să... Uite, dă-i lui Ștefan, tu ți-a dus și ție alta. Uite, a ta era cea mică. Cea mică, unde e? Cea mică a plecat. La un fit, apoi ea la... Ce frumos! Tata era bun? Da! Bravo! Și el la prietenul lui care stă în fața lui. Să știți că eu m-am cam plictisit acum că Zoe, prietena mea, a plecat din cort și că Ani s-a culcat. Hai să ne trezim să ne jucăm un joc. Știți ce să ne jucăm? Adevăr sau provocare? Și adevăr sau provocare? Știți? Doar că cel mai mare challenge în adevăr sau provocare este faptul că trebuie să reușim să facem toate provocările și adevărurile care le dăm unul celuilalt. Doar că n-avem voie să ieșim din corp. Așa că dacă ai o provocare să stai în mâini, trebuie să reușești să faci cumva fără să ieși din corp. Bravo, Alex! Voi l-ați auzit pe Alex că a citit? Bravo! Bravo, Alex! Super! Niciodată n-am fost cu în natură cu cortul pentru că suntem 6 copii și normal că mama este îngrijată. Adică dacă aș fi doar eu cu Sophie și am merge cu cortul, oricum ar fi îngrijorată pentru că este în natură și cine știe ce se poate întâmpla. Doar că mai ales că suntem toți. Haide, da, eu încep! Cu poaiele acestea ce-am zis să faceți? Cu poaiele acestea ce-am zis să faceți? Provocare! Nu! Te provoc să faci o roată în cort. Super! Ok, super. Poți să ieși afară? Nu, 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 aici se varsă. Fă așa! Mulțumim, mulțumim! Fă cu... N-am cum să fac, poți să fac cu stau în mâini? Bine, stai. Ia să vedem. Mama, nu trage cortul, te rog, mă doare capul. Vreau spațiu. Oh, scuze-mă, că e bine așa. Adevăr sau provocare? N-am cum! Stai, mele! Stai, nu da pe mine, te rog! Nu, Zoai, stai! Vedeți că a început furtuna! Stai puțin, să faci, stai care fructe, te rog! Dar a început furtuna! E bine așa? A început furtuna! Tada! Aole, trebuie să vă aduc ceva ca să vă salvați! Destul de des avem toți, cred că, ideea așa mai... nebunești sau mai care cauzează în final probleme, adică cum a fost Zoe atunci când i-a spart un ou lui tata în cap sau când a tras fața de masă sau când au făcut o felul de alte boacăne, cum spune tata. Doar că mi se pare normal pentru copii să facă așa ceva, adică cât timp putem să ne distrăm, să facem tot felul de chestii și după aceea când greșim totuși să strângem și să reparăm ceea ce am făcut, mi se pare normal. A început ploaia la cort. Nu, 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 hai să fac, te rog. Nu, tata! Nu, tata, nu, 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 nu! Nu, tata! Nu, nu, nu! Facă-te rău! Nu, tata! Nu! Cartea, cartea, cartea! S-a uitat cartea! Asta e, sunt tu, facă-te înăuntru! Facă-te și tu înăuntru, că ploaie! Nu! Nu mai vreau cu cortul niciodată în viață. Nu crezi! Stai, ridică-te! Ești amuzant, ai uitat cartea! Ce te-ai cu totul? E vina mea, plouă! Ce se întâmplă? Asta e la cort. Nu plouă în casă!